Odată cu creșterea taxei pe viciu, se înmulțește și numărul celor care vând țigări de contrabandă. Se pare că acest fenomen a devenit deja un job pentru mulți dintre români. De la an la an, comerțul ilegal cu țigarete înregistrează creșteri importante în majoritatea regiunilor țării. Astfel, în cadrul unei acțiuni care a avut loc miercuri la Constanța, polițiștii din cadrul secției 2 au efectuat mai multe controle în zona piețelor în vederea reținerii persoanelor ce comercializează țigări fără timbre accizabile. La data de 24 și 25 ianuarie anul curent, polițiștii constanțeni au depistat în flagrant 4 persoane din municipiul Constanța care oferau spre comercializare mai multe pachete cu țigări netimbrate. Polițiștii au confiscat pachetele cu țigări și au întocmit dosare penale. Autoritățile recomandă cetățenilor care observă persoane care ar oferi spre comercializare pachete de țigări netimbrate să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.